Duminică 15 decembrie, la Berchișește, a avut loc prima ediție a festivalului Dulcele Eco al Colindelor. Evenimentul a fost organizat de primăria și Consiliul Local în parteneriat cu Școala Gimnazială Berchișești. Primarul comunei, Violeta Țăran, a menționat că primăria Berchișești a organizat acest eveniment cultural pentru a fi respectate tradițiile și obiceiurile din moși strămoși, iar Berchișești este o așezare cu oameni credincioși care nu au uitat de unde au plecat și ceea ce au făcut înaintașilor. Ne-am întâlnit astăzi într-un moment deosebit pentru a marca începutul sărbătorilor de iarnă printr-un frumos festival de colinde. Ideea acestui festival, fiindcă tot a început domnul Marian, aparține domnului profesor Bogdan Nistor, care, după cum știți cu toții, de unul singur n-ar fi putut face lucrul acesta. El a fost îndeaproape sprijinit și a muncit cot la cot cu doamna director Durala Loredana, directorul școlii Berchișești, alături de întreg colectivul de cadre didactice a școlii, dar de ce să nu spun, și alături de funcționare publici ai primăriei, să știți că cei care lucrează în administrație, în administrația Comunei Berchișești, fac și altceva decât documente. Fac și muncă în folosul tuturor. Aș vrea să vă spun că sărbătoarea Crăciunului înseamnă iubire, înseamnă dragoste, înseamnă respect, înseamnă naștere, înseamnă plăcerea și sentimentul de familie pe care îl trăim cu toții în preajma meselor de Crăciun. Dar vă rog să nu uitați că înseamnă și recunoștință. De asemenea, primarul comunei Berchișești le-a acordat diplomă de onoare pentru sprijinul permanent acordat comunei preotului consilier administrativ Horga Dimitrie și preotului inspector eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților Horga Nicolae. Părinte Nicolae Horga, inspector bisericesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, se acordă diploma de onoare pentru sprijinul permanent acordat comunității ortodoxe din Berchișești pentru implicarea în construirea și consolidarea lăcașurilor de cult din satul natal, pe cum și pentru susținerea tuturor acțiunilor inițiate de Primăria și Consiliul Local Berchișești. Părintelui Dimitrie Horga, consilier administrativ la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, pentru sprijinul permanent acordat comunității ortodoxe de Berchișești prin implicarea în construirea și consolidarea lăcașurilor de cult din satul natal, precum și prin susținerea tuturor acțiunilor inițiate de Primăria și Consiliul Local Berchișești. Festivalul Dulcele Eco al Colindelor s-a desfășurat la Centrul de Cultură, Artă și Tradiție din Comuna Berchișești. Cine șede la stăcat,